Bucurie mare printre cei mai mici locuitori ai municipiului. Copiii au susținut un spectacol de colinde cu ocazia Sfântului Nicolae, în cadrul căruia ajutorul moșului, primarul Marius Creciu, le-a oferit cadoul celor mici. Colindăm cu bucurie prin amiece gen și auzăm glasuri ce La Palatul Culturii Teodor Costescu a avut loc un spectacol cultural-artistic cu ocazia Sfântului Nicolae, în cadrul căruia mai multe grupuri de copii au interpretat colinde. Micuții au fost extrem de emoționați de faptul că urmau să interpreteze pe o scenă cele mai reprezentative și frumoase colinde. Reprezintă deja o tradiție pentru primarul orașului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, ca în fiecare an să-i pună în centrul atenției pe micuți, acesta oferindu-le cadou. Bravo! Ai fost cu minte, da? Ai și tu? Bravo! Bravo! Un proiect de suflet și astăzi am primit să ne colinde cei mai mici severineni. E un proiect la care țin din mai multe puncte de vedere, dar în primul rând vreau să continuăm tradițiile și datinele extraordinare ale poporului român. Prin ceea ce facem noi astăzi, încurajăm copiii, părinții să vină, să colinde, să cânte românește. Sunt lucruri care ne fac bine nouă sufletește, dar în același timp mergem mai departe cu tradiția. Copiii noștri trebuie să știe de unde vin și unde merg. Îi felicit pe părinți, îi felicit pe profesori pentru modul în care s-au implicat și modul în care au înțeles să răspundă acestei chemări a noastră, a primăriei. De fapt, a venit și Moș Crăciun mai devreme pentru unii dintre ei, azi e Moș Nicolae, îi premiem pe copii. E un lucru extraordinar și încă o dată le mulțumesc din suflet pentru implicare. De asemenea, Delia Râmnicianu este un promotor al culturii. Tocmai de aceea organizează tot felul de spectacole în care să-i pună în centrul atenției pe cei mai mici locuitori ai municipiului. Proiectul domnului primar de suflet, așa cum a spus, pornit din 2016, a continuat în fiecare an, chiar și în perioada dificilă. Și astăzi ne aflăm în sala de spectacole a Palatului Culturii cu sute de copii, părinți, bunici și educatori. Este obiceiul colindatului și nu vrem să-l uităm chiar dacă stăm la oraș. Aproape la fiecare sfârșit de an calendaristic, în preajma sărbătorilor de iarnă, se aud glasuri cristaline de copii care urează de bine pentru noul an sau care colindă minunatele colinde de Crăciun. Este o bucurie să participăm din nou alături de copiii noștri de la grădinița numărul 1, de la școala Dimitrie Grecescu. Ne-am pregătit de ceva timp pentru acest festival. Îi mulțumim Deliei Râmnicianu și domnului primar că ne-au invitat. Ce înseamnă pentru copii să întâmpine sărbătorile bucurii? Vă dați seama că cei mici abia așteaptă să vină moșul și Moș Nicolae și Moș Crăciun. Sunt foarte bucuroși să îl vadă în fiecare an și sper să participăm și la anul. Au început serile sărbărilor de sărbători. O să faceți și la școală? Da, o să facem și la grădiniță o mică serbare. O să marcăm acest moment împreună cu copiii, cu părinții, cu bunicii, cu Moș Crăciun, bineînțeles. Emoțiile copiilor au fost răsplătite căci la spectacol a fost prezent ajutorul lui Moș Nicolae. Acesta i-a răsplătit pe fiecare dintre copii cu daruri. Bucuria a fost nemărginită ca și nerăbdarea de a descoperi ceea ce moșul le-a pregătit.